Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au datoria de a acționa pentru dezvoltarea parteneriatului Poliție-Școală în scopul de a lua toate măsurile de precauție pentru ca elevii să fie în siguranță la cursuri și în incinta unităților de învățământ. Nu de mult a avut loc o întâlnire de lucru pe tema violenței școlare, fenomen din ce în ce mai prezent în unitățile de învățământ. Ultima dată am avut o activitate cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, directorii unităților de învățământ din județul Maramureș și mai nou partenerii cei de la CJRAE, respectiv DGASPC. Am încercat să dezbatem și să găsim soluții concrete pentru a preveni și a combate fenomenul de violență în unitățile de învățământ. Noi, prin Biroul de Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășurăm săptămânal, chiar zilnic, activități în unitățile de învățământ, plecând de la tema violenței în rândul elevilor, de la prevenirea consumului de substanțe interzise, de la răspunderea contravențională și penală a minorilor, astfel încât ei să fie conștienți de pericolul la care se expun atunci când încalcă prevederile legale. Cauzele incriminate în situațiile care degenerează și determină incidente violente în școli sunt clare, după părerea polițiștilor. Printre ele sunt informațiile din presă, ori convingerea elevilor care se consideră de la un moment dat suficient de maturi pentru a nu mai relaționa cu părinții așa cum o făceau în copilărie, însă mai ales prietenii sunt de vină pentru faptul că tinerii o iau pe căi greșite. Aceștia pot avea o influență enormă asupra copiilor. Aș pune pe primul loc anturajele. E vârsta, deja din gimnaziu, în care anturajele au un foarte mare impact asupra elevilor. Ruptura de părinte, pe principiu, deja sunt mare, știu eu ce am de făcut cu viața mea. Și uneori, probabil, și mediatizarea excesivă a unor evenimente de impact negativ, în care nu sunt prezentate, probabil, într-un context preventiv, ci dimpotrivă sunt prezentate doar în sensul de a șoca opinia publică. Polițiștii spun că este nevoie de un efort comun al tuturor, al autorităților și al societății civile, pentru a-i conștientiza pe elevi de consecințele faptelor lor, de impactul emoțional, dar și pentru a învăța că proverbul românesc, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, se aplică și în viața de zi cu zi, dar și la școală.